Unul dintre lucrurile de care oamenii uită este că Dumnezeu are un plan cu biserica lui. Iar unul dintre planurile Domnului pentru biserică este răpirea bisericii. Sunt mulți care nu se bucură de acest eveniment sau sunt mulți care nu au această nădejde a răpirii, deoarece cred că cuvântul răpire nu se află în Biblie. Dar doctrina răpirii se află cu siguranță în cuvântul Dumnezeu, în Biblie. Apostolul Pavel a dat bisericii din Tesalonic o speranță, o nădejde minunată care strălucește în inima fiecărui credincios. Și citim în cuvântul Dumnezeu, căci însuși Domnul, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, deci însuși Domnul, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămași, vom fi răpiți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Astfel vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Deci Domnul vine pe nori, apoi primată învie cei morți și noi cei vii ne vom întâlni cu Domnul în văzduh. Și astfel vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Mângăiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Deci vedeți, cei care nu cred în doctrina răpirii bisericii nu se pot mângâia cu aceste cuvinte. Dar noi, dacă credem în răpirea bisericii și credem că Iisus va veni curând, ne putem mângâia, încuraja, îmbărbăta unii pe alții cu aceste cuvinte. Am citit din 1 Tesaloniceni 4, 16 cu 18. După ce am fost născut din nou, dar în special după ce am fost umplut cu Duhul Sfânt, eram fascinat de escatologie. Aceasta se ocupă cu studierea vremurilor de pe urmă, cu semnele venirii Domnului. Ca drept dovadă din această cauză, începând aproximativ cu 2014, am început să fac videoclipuri cu privire la semnele vremurilor și răpirea bisericii. Mulți dintre noi avem niște noțiuni preconcepute cum va fi înainte de răpire. Dar aș vrea să vă prezint două scenarii a celor 24 de ore înainte de răpirea bisericii. Primul scenariu ar fi că răpirea are loc într-o noapte și un număr de semne cataclisme au loc. În lumea întreagă au loc dezastre naturale, atmosfera este una apocaliptică, uragane care au loc în unele părți ale lumii, o tornadă într-o parte, o ceață roșie în altă parte a pământului, iar oamenii îngroziți și plini de frică se vor pocăi din cauza la ceea ce se întâmplă în lume și toți vor vrea să cunoască pe Domnul și apoi va veni răpirea. Dar al doilea scenariu, care se aseamnă mult mai mult cu ceea ce spune Biblia, este că oamenii vor duce o viață normală, vor merge la lucru, la sală, la cinema. Biblia ne spune că ultimele 24 de ore dinaintea răpirii vor fi normale, nimic ieșit din comun, nimic extraordinar nu se va întâmpla. În Matei 24, cuvântul Dumnezeu ne spune, în adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când oamenii mâncau, beau, se însurau, se măritau, până ziua când a intrat Noe în corabie. Deci totul a fost normal. Înainte de ziua Domnului, înainte de răpirea bisericii, totul a fost normal. Oamenii beau, se însurau, se măritau, mâncau. Și spune cuvântul Dumnezeu în versetul 39 că n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Și în continuare cuvântul Dumnezeu ne spune, vegheați pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Și în versetul 44 spune, de aceea și voi fiți gata, căci Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Am citit din Matei 24. În 1 Tesaloniceni 51, cu versetul 8 începând, spune cuvântul Dumnezeu, cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților, pentru că voi însuși știți că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. Când vor zice pace și liniște, adică oamenii, cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, vor zice pace și liniște, adică va fi totul normal, economia va merge bine, totul va fi ok, pace și liniște. Se va vorbi foarte mult despre instaurarea păcii, despre tratate de pace. Când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădene neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată și nu va fi chip de scăpare. Deci va veni prăpădene peste cei din lume, peste cei care vor zice pace și liniște, totul va fi bine, n-avem nevoie de Dumnezeu, noi putem face totul, noi suntem cei mai puternici, cei mai inteligenți, avem bani cu bani, rezolvăm toate lucrurile, cum cred globaliștii și marile puteri ale lumii. Dar spune cum Dumnezeu despre cei care au relație personală cu El, spun, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț.
Voi sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem mai noții nici ai întunericului. Deci spune cu Dumnezeu că ziua aceea nu va veni ca un hoț peste noi, pentru că noi suntem fii ai luminii. Și spune cu Dumnezeu în Amos că Dumnezeu nu va face nimic fără să descopere taina sa robilor săi proroși, sau să zic așa, s-au tradus în ziua de azi, Domnul Dumnezeu nu va face nimic fără să descopere taina sa copiilor săi sau cei care, sau celor care îl așteaptă cu adevărat. În Luca 21, versetul 34-36 spune cum Dumnezeu, luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbubare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții aceștia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Vedeți cât de interesant spune cum Dumnezeu că dacă noi ne îngreunăm inimile cu îmbuibări de mâncare, cu băutură, cu îngrijorările vieții aceștia, pentru că cumva cam în acest sens merge lumea și noi, copilul Dumnezeu, să nu mergem în aceeași direcție cu ei. Pentru că dacă vom merge în aceeași direcție cu ei, spune cu Dumnezeu că ziua Domnului va veni peste noi fără veste. Dar dacă noi veghem, dacă noi îl căutăm, dacă avem o relație personală cu el, dacă ne rugăm în fiecare zi, spune cu Dumnezeu că ziua aceea nu va veni fără veste asupra noastră. Exact cum spune cu Dumnezeu în Amos, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să descopere taina sa robilor săi proroci sau copiilor săi. Și în continuare spune că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe fața pământului. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului. Deci am văzut că cele 24 de ore înainte de răpirea bisericii vor fi complet normale. Oamenii de pe vremea lui Noe erau la fel ca și cei de azi. Își trăiau viața, se bucurau de această viață, fără să le pese de sufletul lor, fără să le pese de veșnicie. În ziua de azi, dacă le spui la foarte mulți ce-o făcut, unde s-a dus mama, unde s-a dus bunicul, acolo mă duc și eu, nu mă interesează, îmi trăiesc viața, îmi trăiesc momentul, dar este foarte greșit să faci aceste lucruri fără să te gândești la veșnicia ta. Ca și pe vremea lui Noe, toată lumea își ducea viața normală, mâncând, bând, căsătorindu-se și ei și fiilor, fără să realizeze, cu excepția lui Noe, că un eveniment cataclismic va avea loc. Dar atunci era prea târziu. Și același lucru parcă vedem că se întâmplă și astăzi. Oamenilor nu le mai pasă. Trăim într-o vreme în care oamenii trăiesc într-o ignoranță și într-o nepăsare totală. Această așa zisă normalitate atrage o senzație falsă de siguranță, că lucrurile vor rămâne la fel, că totul va fi ok. Cu 24 de ore înainte de răpire, să știți că vom avea o viață normală. Acum am o serie de întrebări la care doar voi puteți să răspundeți și eu trebuie să răspund. Care este viața noastră normală? Cum vom trăi aceste 24 de ore înainte de răpire? Este o viață care îi dă slavă lui Dumnezeu? O viață în care se văd roadele Duhului Sfânt? Sau o viață trăită în nedreptate, în firea pământească? O viață care se străduiește să fie sfântă sau o viață de dată plăcerilor și păcatelor? Ești credincios Domnului sau trăiești în minciună și în înșelare? Când va avea loc răpirea, oamenii își vor duce viața în mod normal. Ce fel de viață ai tu? O viață de pocăință? O viață apropiată de Dumnezeu? Sau o viață plină de păcate și de mistere? Sau o viață dublă? Lucrul cel mai minunat despre răpirea este că însuși Domnul se va coborî din cer și cu sunetul unui arhanghel va suna din trâmbiță. Nu un înger, ci însuși Domnul se va coborî din cer și El va suna din trâmbiță și prima dată vor via cei morți în Hristos, apoi noi cei vii ne vom întâlni cu Domnul în văzduh. Iar cel mai minunat lucru despre Iisus Hristos este că Domnul știe cine sunt ai Lui. Știe cine sunt oile și știe cine sunt caprele. Iertați-mă pentru că sunt așa direct, dar Biblia, să știți că este foarte directă. Și spune cuvântul Dumnezeu, deci dacă ochiul tău ce drept te face să cazi în păcat, scoate-l, leapă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul dintre mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Vedeți cât de direct este Biblia, cât de directe sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos? Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul dintre mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Am citit din Matei 5:29-30. Iisus nu vorbește literar aici, ci în mod figurativ, ca să vedem cât de serios trebuie să luăm viața noastră sau păcatele
din viața noastră. Deci dacă păcătuim, trebuie cu tot din adinsul să scăpăm de acea viață păcătoasă, de acele dependențe. Cu 24 de ore înainte de răpire vor fi oameni care își vor petrece timpul în cluburi, se vor complace în sex, în păcate sexuale, droguri, în muzică satanistă. Cu 24 înainte de răpire vor fi oameni care vor duce o viață dublă înșelându-și soțiile, soții care își vor înșela soții și vor merge în weekenduri cu celelalte familii ale lor, cu amantele, cu amanții. Cu 24 înainte de răpire vor fi oameni care vor duce o viață dublă mințindu-se unii pe alții, înșelându-se unii pe alții. Cu 24 înainte de răpire oamenii își vor petrece ziua bârfind și făcând planuri cum să înșele pe unul, cum să înșele pe alții. Am cunoscut pe cineva care avea o carte care îl învăța cum să înșele pe alții. Deci sunt oameni care își petrec viața așa chiar și în acest moment. Nu asculta de predicatorii care spun că Dumnezeu acceptă orice stil de viață, doar vină la El și acceptă-L ca Domn și Mântuitor și tu poți să trăiești cum dorești tu, pentru că Iisus Hristos oricum a murit pentru păcatele tale. Nu accepta astfel de învățături sau nu asculta astfel de răpitori, pentru că acești oameni nu fac altceva decât să câștige de pe umar voastră, să ceară tot fel de donații și vă spun lucruri după bunul plac al vostru. Spun lucruri ca să fie plăcute urechilor. Trăiți în păcat, este ok. Hai, mai vin o dată pe lună și te spovedește și e tot ok. Dăm niște bani și s-am iertat păcatele și așa mai departe. Cuvântul Dumnezeu ne îndeamnă să fim sfinți, deoarece El, Iisus, este sfânt. Biblia ne spune în Iacov 4:8, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dumnezeu vrea să aibă o relație personală cu indivizi normali care se apropie de Dumnezeu. Și putem vedea acest lucru în cuvântul Dumnezeu, că Dumnezeu nu a cerut neapărat să aibă o relație personală cu oameni deștepți, cu filozofi și cu oameni bogați. Vedem că oameni cu niciun fel de școală care se apropie de Dumnezeu, oameni care au trăit un trecut sumbru, oameni care au comis păcate groaznice și cu 24 de ore înainte de răpire, oamenii trebuie să apropie de Dumnezeu. Și vreau să spun un lucru foarte, foarte important. Aceste 24 de ore încep în acest moment. Pentru că ziua de mâine nu este a mea, nu este a ta. Și răpirea bisericii este iminentă. Poate să aibă loc în orice moment. Deci acele 24 de ore trebuie să înceapă acum. Iisus Hristos poate să vină să răpească biserica chiar în următoarea secundă, în următorul minut, în noaptea aceasta. Te încurajez să cauți fața Domnului pentru că Iisus își va îndeplini misiunea din Ioan 14:1-3. Și spune așa, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă nu ar fi așa, v-ați spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce, vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Vedeți cât de mare este acest eveniment? Nu va fi cale de mijloc. Nu vor fi favoritisme. Nimeni nu va fi favorit. Doar cei care au avut o relație personală cu Hristos vor putea să fie răpiți, vor putea să ajungă să se întâlnească cu Domnul în văzduh. Nu poți să-ți cumperi intrarea în rai prin fapte, ci intrarea în cer va fi doar prin o relație personală cu El, doar printr-o naștere din nou reală. Nu uita că cele 24 de ore încep chiar acum. Amin.